am oprit focul, gemul meu este gata, îl mai las cam 5 minuțele după ce închid aragazul și apoi îl pun în borcane așa fierbinte cum este. A scăzut mai bine de un sfert. Ar fi fost bine dacă scădea la jumătate, ar fi fost mai gros, dar nouă ne place și așa mai lichid, nu e nicio problemă, atât timp cât ține, cât se conservă mai mult timp, mai mulți ani, totul este ok. Trucul ăsta cu ibricul l-am învățat de la mama. Pun borcanul într-un ibric, bineînțeles de metal, și fierbinte așa cum este, cu grijă, pun până sus. Este o metodă foarte simplă, comodă, de a umple borcanele cu gem, cu bulion, cu suc de roșii, la fel procedez. Este suficient de gros gemul meu și acum pun capacul. Înainte să pun capacul, am grijă să șterg borcanul pentru că mai mânjesc, din păcate, și dacă nu fac acest lucru e posibil să mucetăiască aici la gura borcanului dacă nu ștergem și nu e de dorit. Cu grijă să nu mă frig, strâng bine, bine, bine. Mă asigur să fie bine prins aici și foarte bine strâns. Asta e prosop de sacrificiu. Cu gura în jos, acum fac același lucru cu fiecare borcan în parte. Borcanele mele sunt gata, umplute, nu rămâne altceva de făcut decât să le acopăr, sunt fierbinți. Din 9 kg de prune curățate de sâmburi și tăiate, am obținut 10 borcane mari de gem. Acum le voi acoperi ca să se mențină căldura până mâine, le las aici. În acest fel. După care rămâne să le etichetez, să știu ce anume conține borcanul și, bineînțeles, anul când l-am făcut. Iar aici mi-a rămas pentru consum. Haideți să vă arăt și culoarea, cum se prezintă pe o bucată de pâine. Este suficient de gros. Și culoarea este de asemenea foarte frumoasă, chiar dacă nu am pus lămâie. Și noi gemul îl consumăm pe pâine, cu unt sau fără unt, e bun și pe pâine simplu, în plăcinte, iarna, și mai adăugăm și nuci în el, că este foarte bun în combinație cu nuci. De asemenea, îl mai consumăm în, bineînțeles, clătite. Clătite cu gem foarte, foarte gustoase, de altfel. Și cam așa se prezintă, dragilor. Foarte, foarte bun. Perfect. Excelent.
în acest fel fac eu gemul de casă. Vă doresc multă sănătate, toate cele bune, la revedere!